out of that decision. No. Bun. Matrice. Hai să vedem de ce a fost noțiunea asta de matrice introdusă. Cine, ce și cum, de care a fost motivul? Am înțeles că are legătură cu tipul, cu informatica, cu tabele, cu nu știu. Așa ceva, nu? O spus da. La clasă. Hai să rezolvăm următorul sistem. 2x plus 3y egal cu 5. Și minus 3x plus y egal cu 7. Da? Cum ai rezolvat sistemul ăsta? Păi, la prima urmulțim cu 3. Așa, ca să reduci pe x, da? Aici cu 3 și pe alaltă cu cine? Cu 2, da? 2, da. Și atunci sistemul devine, te rog. Echivalent cu 6x. 6x plus 9y egal cu 15. Da. Minus 6x. Minus 6x plus, plus 3y. 14. Plus 3y, da? Plus 3y, da. Egal cu 14. 7 ori 3, 21. Cu 2 am mulțumit. Da, cu, da. Deci minus 6x plus 2y. Da. Plus 2y trebuia să spui, da? Da. Pe a doua cu 2 am mulțumit. Da, da. Egal cu 14. Să reduce, nu, x-ul și vine 11 y. Y egal cu 29. 29. De unde rezultă că y va fi egal cu? 29 supra 11. Da, y e 29 supra 11. Și dacă y e cunoscut, deducem într-una din. Putem să aflăm pe x, pe nu? Sau tot atât de bine am putea aplica reducerea lui y. Da. Și aflăm x-ul. Adică mulțim pe a doua cu minus 3. Le luăm din nou. Deci 2x plus 3y egal cu 5. 5 și minus 3x plus y egal cu 7. Am zis că mulțim pe a doua cu 2, da. Cu 2? Nu. Păi că să reducem pe y, cu cât să mulțim? Cu minus 3. Cu minus 3. Atunci sistemul devine 2x plus 2x 3y plus 3y egal cu 5. Da. 9x, 9x minus 3y. 9x sau da, 9x minus, minus, da, minus 3y egal cu minus 21. Minus 21. Și vine 11x. Da. Ăștia se reduc. Egal cu minus 6. Minus 16. Și de aici rezultă că x-ul minus egal cu minus 16 pe 11. Minus 16 sub 11. Foarte interesant este că tot amândouă au 11. Numitorul 11. Numai la numărător sunt 29 și 16. Alte numere. Ceea ce merită de observat este că jocul s-a făcut pentru obținerea rezultatului acestora. Jocul s-a făcut cu coeficienții ăștia 2, 3, minus 3, 1. Și 5, 7 e așa, nu? Până la urmă. Da. Ei, acest joc făcut aici ne îndeamnă să privim mai cu multă atenție spre 2 și 3 de la prima. 2 și 3 de la prima. Coeficienții ăștia. 2 și 3 la prima ecuație și respectiv minus 3 și 1. La două ecuații. Da. Și a apărut așa un tabel, nu? Cu linii, da, și coloană. Și acest tabel îl punem între două bare sau îl punem într-o bară, nu știu cum ai notat la clasă. Rotundă, da? Da, da? Îl punem așa și îl numim într-un fel. Și numim tabelul acesta cu linii și coloane, numim matrice. Măsată, iată, cu A. Matrice A. Deci matricile, iată, au apărut și de la chestia asta, din la, da, de la sisteme liniare, când aici. Deci nevoia de a privi la tablou acesta și de a forma tablou cu coeficienții acesta s-a impus din practică. Sigur că aplicați foarte multe în informatic și așa mai departe, dar eu am vrut să plec la nivelul la care te afli tu.
De ce putem studia tabelul ăsta? Și am hotărât pe asta să nu ne lămine linii, nu? Iar pe celelalte coloane. Da? Astea verticale, coloane și celelalte linii. Cum observ aici, e o matrice în care avem două linii și două coloane. Da? Deci avem matricea A de tip 2-2. Așa numităm, 2-2. Prima indică numărul linii și cealaltă numărul coloanelor. Da? A 2-2, în care avem 2-3, respectiv minus 3 și 1. În general, la un, dacă nu știu numerele acelea, putem să le notăm cu niște litere, da? Deci, zicem, matricea A22, așa, este de formă A11 și indice ăștia indică că este primul elementul de pe linia 1, coloana 1. Deci cel de pe locul 1 indică linia și coloana. A11, A12. Da? Apoi A21 A22. Asta este o matrice de tip pătratic, zicem. Matrice pătratică de tipul de ordinul 2. Pătratică, fiindcă numele... De ce pătratic? Fiindcă numărul liniilor e egal cu numărul coloanelor. Da? Din motivul ăsta. Ei, și cu tablourile acestea începe o activitate destul de interesantă. Cum ar suna A31? A31. Ar fi... Câte linii? 3 linii și 2 coloane. A31? Nu? 3 linii și 2 coloane. Nu, 3 linii și 1 coloane. Păi... Da. A22 ce-a fost aici? Două linii și două, da? Coloane. Și două coloane. Aici vor fi trei linii și o singură coloană. Asta se numește și matrice coloană. Deci A1, 1, A2, 1 și A3, 1. Da? A3, 1. Aceasta este o matrice coloană. Matrice coloană. Cu o singură coloană, da? Matrice coloană, adică cu o singură coloană. Ce înseamnă matrice pătratică? Numărul linii e egal cu numărul coloanelor. Am dat 2-2, dar poți scrie 3-3, 4-4, da? Putem gândi și la o matrice în care să avem o singură linie. Ai putea să dai exemplu de o matrice cu o singură linie? Deci ar trebui să spun A1, A1-1 în singur element. Da, A1-3. A1-3 înseamnă matricea în care am A1-1, A1-2 și A1-3. Adică e vorba de o matrice cu trei elemente aici, nu? Dar cu o singură linie. Și cu câte coloane? Trei coloane. Trei coloane. Deci o singură linie, nu mai pun o altă linie. Da. Și că coloanele sunt? Trei. Trei, da? Că asta de pe ordinul, de pe poziția a doua, ți indică câte coloane. Da. Și așa se numește matrice linie. Matrice linie. Da. Cu matricile de un anumit ordin, se pot face fel de fel de operații. Da, matrici de un anumit ordin, adică toate de același tip. Bunoară, matricea de tipul 2-3, adunată tot cu matricile de tipul ăsta, B, tot de 2-3, îmi dă, în final, un răspuns concret. Cum adunăm două matrici de același tip? Adică dacă îți dau așa A de tipul 2-3, am zis, da? Două linii și trei coloane. 1, minus 1, 5. 2,
0, 7. E bine așa? Asta este de 2, 3? Două linii. Da. Nu e? Și două corpuri. Nu. A două linii, da, este bun. E bine, da? Da. Deci am indicat-o bine, a 2, 3. Da. Și B, tot de același tip ca să pot face adunare. Minus 1, 7, 0. 2, 5, minus 3. Este corectă, nu? Și da, matricea asta. Da, atunci A plus B, cum, ce înseamnă? A plus B este o altă matrice în care se adună element cu element. Ăsta de pe locul întâi cu locul întâi. Deci înseamnă 1, minus 1, 5, 2, 0, 7, adunat cu matricea minus 1, 7, 0, minus 1, 7, 0, cu 2, 5, minus 3, egal cu matricea 0, 1 și cu minus 1, 0, minus 1 și cu 7, 6, 5 cu 0, 5, 2 și cu 2, 4, 5, și 4, și 7. Asta e matricea A plus B. E tot o matrice de același model, de același tip, în care elementele sale s-au obținut adunând element cu element. Așa trebuie să înțelegi că se adună două matrici. Dacă sunt de tipuri diferite, nu le putem aduna. Da? Deci, da, trebuie să fie. Da, e clar. Când două matrici ar fi identice? Aceleași elemente. Da. Deci două matrici sunt identice dacă au aceleași elemente. Adică elementele pe poziții să fie identice. Deci dacă spun A de 2, 3 de tipul A1, 1, A1, 2, A1, 3, cealaltă A2, 1, A2, 2, A2, 3 și matricea B tot de tipul 2, 3, de tipul B1, 1, B1, 2, B1, 1, 3, B, 2, 1, B, 2, 2, B, 2, 3, tu la cât trebuie să pleci? La 9? La 9 jumate. 9 jumate, da? La 9. Atunci, A, 2, 3, A, 2, 3, egal cu B, 2, 3, dacă și numai dacă, element cu element trebuie să fie egal. Adică A, 1, 1 trebuie să fie egal cu B, 1, 1, A, 1, 1. Egal cu B1, 1. A1, 2, egal cu B1, 2. A1, 3, egal cu B1, 3. Și mai departe. Până când A2, 3, egal cu B2, 3. A2, 3, egal cu B2, 3. Deci vezi? Egalitatea asta trebuie să meargă perfect până la fiecare element cu fiecare element. De aceea putem pune problema egalității dacă sunt de același tip. Bun. Înmulțirea unei matrici cu un număr. Înmulțirea, împărțirea unei matrici cu un număr. Înmulțirea, în paranteză, împărțirea unei matrici cu un număr. Înseamnă să înmulțim, în paranteză, împărțim toate elementele. Să înmulțim, să împărțim toate elementele matricii respective, cu numărul respectiv. Adică, dacă vorbesc de matricea A egal cu 1, 2, 3, minus 1, 5, și 6, atunci 2A, 2A înseamnă că toate elementele se mulțesc cu 2. Și ar veni 2 ori 1, 2, 2 ori 2, 4, 2 ori 3, 6, 2 ori minus 1, minus 2, 10, 12. Asta înseamnă. Iar dacă ți se dă așa și vrei să împarți prin 2, toate elementele se împarți prin 2. Deci,
dacă asta ar fi om B, tu să zici că un 2 are ieșit peste tot și spui 2 în față. 2 ori asta. Da? Deci a mulți sau a împărți înseamnă a mulți toate elementele sau a împărți toate elementele în numărul respectiv. Asta trebuie să fie foarte clar. Deci văd cum se adună, cum, cum la scădere, tot scade pe poziție, că doar e minus acolo, ca și mai mulți cu minusul. Hai să vedem cum se înmulțesc două matrici. Deci cum se înmulțesc două matrici? La clasă până unde ai ajuns? Până la adunare. Adunare, da? Ai făcut și adunarea? Da, și adunarea. Atât, da. Hai să-ți dau și înmulțirea. Și tu nu trebuie să faci niște ghiști. Ai niște ghiști de făcut? Da, înțelege. Așa, bun. Uite. Dacă vreau să înmulțesc matricea egal cu 2, 1, 3 cu 5, minus 1, 4, matricea asta este, da? Și cu B, matricea B egal cu 5, 7, minus 1, 2, 1, 3. Este de ce tip aici? 2, 3. Vezi 2, 3. Și B-ul este tot de 2, 3. A ori B să facem. A ori B. Ești tentat să spui că ne mulțim între ele elementele, nu? Pentru moment. Dar nu se face așa. Este o șmecherie foarte tare, interesantă, o să-ți arăt odată. 2, 1, 3, 5, minus 1, 4, înmulțit cu matricea 5, 7, minus 1, 7, minus 1, și 2, 1, 3, egal cu. Se ia prima linie, și se înmulțește cu fiecare coloană în parte. Adică elementul de aici cu ăsta de aici, ăsta de aici cu ăsta de aici, și trei cu cinci. Ah, nu se poate face așa. Mai trebuie o linie aici. Vezi? N-am fost atent. Sau dacă vrei, am făcut-o specială, ca să te pun să-ți arăt că în clipa în care m-a pus să înmulțesc numărul de coloane de la prima, deci fie egal cu numărul liniilor de la a doua. Ca îndată câte elemente sunt aici, adică câte coloane, să am elemente și linii în partea asta. Deci nu-i bine cu B-ul așa, 5, 7, minus 1, 2, 1, 3, ci cum este corect? Să mai adaug o linie aici, minus 1, 0, 5. Deci vezi, trebuie să gândesc obligatoriu de tipul 3. Adică, câte coloane sunt aici? 3. La. Trebuie să fie linii la celălalt. Deci vezi aici, 3 de aici trebuie să coincide cu 3 ăsta. Nu am așa, nu pot face treaba. Acum, adaug și aici, minus 1, 0, 5. Și noua matrice care o obțin. Mai întâi trebuie să obțin primul element de aici. Hai să spunem ce 1, 1. Ce 1, 1. Notăm cu ce e rezultatul. Înseamnă 2 ori 5. Atenție, 2 ori 5. Plus 1 ori 2. 1 ori 2. Și plus 3 ori 3 ori minus 1. Plus 3 înmulțit cu minus 1. Și rezultatul de la calculul ăsta face că 10 10 plus 2 minus 3 face 12 minus 3 9. Îl trecem aici. Și am obținut primul element din matricea rezultat. Acum, ce 1, 2? Adică e vorba de cel de-al doilea element de pe prima linie, da? Ce 1, 2? Tot prima linie, dar cu a doua coloană. 2 ori 7. Deci vine 2 ori 7 plus
1 ori 1, de acord? Da. Și plus 3 ori 0. Da. Și face cât? 14. 14 plus 1, da? 14. 14 plus 1? Da. 15. Că 3 ori 0 e 0? 0, da. 15. 15. Ăsta este elementul al doilea de pe prima linie. C1-3. C1-3, adică elementul următor pe prima linie. Tot prima linie cu coloana a treia. Și devine 2 ori minus 1 egal cu 2 ori minus 1 plus 1 ori 1, 1 ori 3, 1 ori 3 plus 3 ori 5. 3 ori 5. Și egal mai departe cu minus 2. Minus 2 plus 3 plus 15 plus 15 și face 16. Deci face cât 1 cu 15 16. Acum, dacă aș mai avea coloane, aș continua prima linie cu următoarea coloană, cu următoarea coloană, dar mă epuiza toate coloanele. Și acum trec la a doua linie și iar încep la început. Deci pentru construcția celei de a doua linii, se ia coloana a doua și iar pe rând cu toate linia a doua, cu pe rând toate coloanele acestea. Hai să vedem. C2-1. C2-1. Egal cu? Egal cu 5 ori 5 ori 5. Da. Vorbește. 5 ori plus minus 1 ori 2. 5 ori 5 plus minus 1 ori 2. Plus 4 ori minus 1. Minus 1. Da. Și fă calcul. Egal. Vorbește mai departe ca să ne extrezi. 5 ori 25 plus minus 2. Da, minus 2. Minus 4. Da, cu 19. Bine. 5 ori 5, 25. Ce da? Ce? 2, 2.
Da? E terminat? Mai am ultima. Deci, cât au fost aici? Primul care a fost aici? Ce număr ai obținut aici? Deci, ai zis 25 minus 2. Minus 2 minus 4. Minus 4. 25 minus 2 minus 4 înseamnă 25 minus 6, 19, nu? 19. Următorul care a fost aici? 5 ori 7, 35. Așa vine? Da, 5 ori 7, 35. 5 minus 1, 35 minus 1, 34. 34. Și 4, 0, 0, 34. Apoi, 5 ori minus 1, minus 5, minus 3, minus 5, minus 3, minus 8, și plus 20, 12. Și terminat. Da? Aceasta este AORB. Da? AORB. Deci ți-am arătat acum cum se mulțesc. Dar este esențial. Când te apuci de mulțit, trebuie să vezi numărul de coloane de la prima trebuie să fie egal cu numărul liniilor, ca să ai elemente. Element, da? Element, element aici. Și așa se mulțesc liniile cu coloane. Da? Să vedem un exercițiu care l-ai tu acolo. Să vedem ce problemă propui. Calculați produsele de matrice A ori B. A ori B, da? Matricea A egal cu... Unde A? Deci A ori B egal cu cine? Unde A egal cu... 2, 1, 1. Pe linii, da? Pe linii. 2, 1, 1. Și 3, 0, 1. 3, 0, 1. Iar B? B... 3, 1 pe linie. 3, 1 pe linie, apoi 2, 1, a, a doua linie. 2, a doua linie și ultima 1, 0. 1, 0. Și acum A ori B egal cu A ori B egal cu matricea 2, 1, 1, 3, 0, 1 înmulțim cu matricea 3, 1, 3, 1, 2, 1 și 1, 0. Este îndeplinită condiția? Numărul de coroane de aici egal cu numărul linilor de aici? Da. Da. Deci are rândul ăsta. Putem face. Te rog. Egal cu. 2 ori 3, 6. Plus 2. 6 plus 2. 8. 8. Și 1? 1. 9. Nu? 9. Da. Tot prima linie cu următoarea coloană. 2 ori 1. 2 ori 1, 2. Și cu 1. Și cu 1, 3. Și cu 1, 0. 2 și cu 1, 3. Da, 3. Apoi. Am terminat prima linie cu toate coloanele. Acum urmează a doua linie. Și iar începem. 9. 9. 0. Și 1. 9 și cu 1, 10. Da? E bine. Acum, 3, 0, 0. Deci 3. Asta este rezultatul ori B. Atenție. Vezi că numai în adunare, văd că mi-ai dat și emoțiile. Era pe pagina ai sau nu mai? Nu mai? Nu mai poți spune dacă ești la capitolul matricii, unde puteai găsi acolo. Să se calculeze. Da. A plus B. Matricea A plus B. Cine este A și cine e B? Matricea A este formată din două linii și trei coloane. Adică? 3, 2, minus 1. 3, 2, două linii și trei... Două linii și trei coloane. Două linii și trei coloane. Deci 3, 2... Minus 1, 4, 3 și 0. Așa. Și B. Îți fii de același tip. Da. 1, minus 1 și 2. Da. 0, minus 2 și minus 1. Da. Se calculează A plus B. Atunci A plus B cu cine este egal? Ce rog, vorbim. A plus B egal cu 3 plus 1, 4. 4. 2 cu minus 1,
1, da. Minus 1 cu 2, 1, da. 4 cu 0, 4, da. 3 cu minus 2, 1, da. 0 cu minus 1, minus 1. Bun. A plus B, da? Da. Dar 2A plus 3B, cu cine este egal? 2A plus 3B. Mai întâi facem 2A. Da, 2A. Deci 2A va fi de aici, 2A. 6. 6. 4. Da. Minus 2. Da. 8. Da. 6. Da. Și 0. Da. 2A. 2A. Și 3B. Egal cu 3. Da. Minus 3. 6. 3 minus 3, 6, 0, da. Minus 6, da. Și minus, da, minus 3. Minus 3, da? Da. Minus 3. Și acum, 2A plus 3B, deci de aici rezultă că 2A plus 3B este egală cu matricea. 6 plus 3, 9. Da. 4 plus 4 minus 3, 9, deci 1. Minus 2 cu 6, 4. Da. 8 cu 0, 0, 8. Da. 6 cu 0. Da. Și minus 3. Minus 3. Așa este 2A plus 3B, da? Da. 2A plus 3B. Să mai vedem... ce să facem? Ce să mai spun? De matrice unitate, hai să zic și asta. Matrice unitate. O matrice care, în care unul, matricea pătratică, în care unul e pe diagonală și de 0 ori. Deci o matrice pătratică, în care unul este pe diagonală și în rest 0 ori, da? Unul pe diagonală și în rest 0 ori. Exact, cum ar veni așa. Se notează cu I, am să dea una de ordin 2. 1, 0, 0, 1. Diagonala principală. Nu, 1 și în rest 0 ori. I2 este asta. I3. Adică în matricea de ordin 3. Înseamnă 1, 0, 0, 0, 1, 0 și 0, 0, 1. Deci 1 pe diagonală și în rest 0. Da. Da? I4. I4. Adică e vorba de matricea. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 și 0, 0, 0, 1. Da? Da. Matricea de ordin 4. I, matricea, să spunem I3, ori o alta pătratică A3, egal cu A3, ori I3, și egal cu A3. Adică nu influențează la mulțirii matricea asta unitate. Cum nu influențează unul la mulțirea numerele, numerele reale? 7 ori 1, 7. Da? 1 pe 2 ori 1, tot 1 pe 2. Hai să luăm un exemplu. Deci dacă luăm A egal cu matricea, o matrice pătratică de ordin 3, cum am dat aici. 2, 1, minus 1. 5, 0, 1. 3, 0, minus 1. Și cu I3-ul, care știm că e unul pe diagonală. Adică cine este I3-ul? O am mai scris deja. Atunci A ori I3, A ori I3, egal cu cine? Hai să vedem, să mulțim pe A cu I3. Adică când mulțim pe 2, 2, 1, minus 1, 5, 0, 1 și 3, 0, minus 1, cu I3, cu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, egal cu. Ia să vedem, influențează sau de aceeași lucru. Cum am zis că mulțim? Prima linie, da. Cu
fiecare culoare. Fiecare culoare. 2 ori 1, 2, 1 ori 0, 0, 1 ori 0, 0, 2 ori. Și am terminat. Urmă, tot prima linie cu pe rând coloanele. 2 ori 0, 1 ori 1, 1, minus 1 ori 0, 0. Deci rămâne 1. Prima linie cu cealaltă coloană. 0, 0, minus 1. Până acum au rămas neatinse, nu? 2, 1, minus 1. 5, 0, 1, cu pe aiași pe rând toate coloanele. 5, 1, 1, 5. 0, 0, 5. 5 ori 0, 0, 0, 0, 0, 1 ori 0, 0. 5, 0, 1. 5, deci 5, 5 0, 5, așa, 0, și acum dacă mulțesc acolo, iarăși face 1, nu? Da. Se vede că limpede rămâne masă cea neschimbată. Da. 3, 0, minus 1. Asta este rolul matricii unitate. Mulțită cu matricea dată inițial, ori din stânga, ori din dreapta, nu afectează deloc. Da, asta este lucru important. Dacă mai ai altceva? Cam atât. Cam atât. Deci, ce ai înțeles tu în seara asta? Ce lucruri ai reținut? Ce ai o matrice? Nu un tablou de acela. Da, am învățat să mulțesc două matrici. Da, asta e noutate, nu? Da, să le adun și să le scald. La adună, scad, să muncești cu un număr, da. Sau să le împarți cu un număr, deși mulțirea, împărțirea cu un scalar și tot atât de mine mulțirea două matrici, da? Da. Cam asta ar fi lucru important. Și ai participat și la radicală? Nu, da. Ai văzut pe ce cu zi faci radicală de ori din par? Nu, din clasa 7. Din clasa 7, să uita, sigur. Așadar, ne oprim aici, dragilor. La revedere, de curând. Dacă când ai timp să fiu prima de vreme, intră, să nu te mai invit eu. Să da. Fac lucruri destul de interesante. Chiar auzesc că și cu radicalii. Și radicale, dar nu mai... Zis, radical, chiar nu mai... În clasa 7 nu prea mai țin minte. Sigur că da, dar nu numai asta. Și în fracții periodice simple mixte, transformarea lor în fracții ordinare, multe lucruri interesante. Se repete materia de clasă, clasă elementare care sunt de mare folos. Mulțumesc frumos, o seară bună. Seară bună, la revedere.